Să știți că pe planeta asta sunt români care ne fac cinste. Unul dintre ei este Emil Alexandru, este singurul procuror român din Marea Britanie, magistrat. A ajuns acolo și practică cu succes această meserie dificilă chiar și pentru România. Dar cum a studiat Emil Alexandru în România și a ajuns în Anglia să aibă cazuri răsunătoare de succes, o să aflați astăzi. Iată că se poate, doamnelor și domnilor, cu toate că sistemul de învățământ în România se zice că e la pământ, uite că avem și exemple pozitive. Bună ziua, domnule Alexandru, și felicitări! Sărămâna, sărămâna, doamnă Bacmuțanu, mulțumesc frumos pentru invitație și, bineînțeles, apreciez complimentul vostru. În primul rând, vreau să vă întreb de câți ani sunteți în Marea Britanie? De 13 ani. Ați terminat studiile în România, înțeleg. Corect. Și cum ați ajuns acolo? Am absolvit facultatea de drept din România de la Universitatea Dimitrie Cantemir, am terminat și două masterate în drept. Ulterior, intrasem în Barou București, am profesat avocatură în București pentru 3 ani de zile, după care am decis să emigrez în Marea Britanie pentru a-mi continua cariera la nivel internațional. Am considerat că sunt mai multe oportunități profesionale, financiare și de dezvoltare socială în Marea Britanie și am decis să iau această oportunitate. Dar n-a fost greu să vă adaptați la sistemul britanic? Că bănuiesc că e Ba da. diferit față de România. Ba da, bineînțeles. Mi-a luat câțiva ani buni pentru a înțelege sistemul, pentru a putea să mă adaptez, pentru a începe să profesez. Cât de greu a fost? Care sunt diferențele între legislația din România și cea din Marea Britanie? Adică, dacă ar fi să faceți o comparație, e mai ușor în Anglia, e mai ușor în România, e sistemul mai bine pus la punct acolo sau și acolo are hibe? Da, exact cum a spus dumneavoastră, nicăieri nu este perfect și aici sunt probleme. Sistemele sunt destul de dificile, depinde cât de bine le înveți, dar nu pot să spun că România este mai complicat sau Anglia este mai complicat. Să știți că ambele sisteme sunt dificile, ține de tine ca avocat, ca magistrat să te pregătești și atunci când stăpânești foarte bine procedurile, stăpânești foarte bine legislația, lucrurile devin mai ușoare. Spuneți că v-au luat 3 ani de zile ca să vă adaptați. Da. E greu să ajungi magistrat în Marea Britanie, adică pentru cei care studiază acolo, cam de câți ani este nevoie și câte studii? Da, este foarte greu. Am întâlnit studenți la universități de prestigiu din Marea Britanie, respectiv Oxford, Cambridge și alte universități din Londra, care se chinuiau să se califice în domeniul magistraturii. Într-adevăr, este destul de dificil, însă eu nu pot să mă exprim pentru că nu am studiat în Marea Britanie. Eu am venit direct pregătit din România cu alte calificări, am folosit o altă traiectorie, am intrat pe o altă poartă, am beneficiat de niște legi de la Uniunea Europeană. Pe vremea când eu am ajuns în Marea Britanie, ei erau încă membri în Uniunea Europeană și automat am folosit aceste legi ale Uniunii Europene pentru a-mi transfera studiile din România în Marea Britanie. Dar pentru ei care sunt aici și care studiază, este foarte greu. Da, într-adevăr, este un sistem dificil și. Cum se simte Brexit-ul? Acum nu mai se simte așa. La început a fost un impact puternic. Economia a avut de suferit, politica intrase într-o zonă de confuzie. Eu am emigrat o perioadă în Statele Unite, imediat după Brexit, pentru că fusese și, să zic așa, profesia afectată. Eu lucram foarte mult ca procuror și în paralel ca avocat. Aici, în Marea Britanie, pot să profesez și ca procuror și ca avocat. Nu sunt incompatibile profesiile. Și pe vremea aceea am fost afectat financiar, am fost afectat profesional. Mare parte din clienții mei erau est-europeni, polonezi, români, bulgari, slovaci și atunci Brexit-ul a afectat. De asta am emigrat o perioadă în Statele Unite, am trăit câțiva ani în Statele Unite, după care am revenit în Marea Britanie. Acum lucrurile s-au mai aranjat, s-au mai liniștit. Economia începe să dea semne de refacere. Acum o să vă pun o întrebare indiscretă, dacă puteți să-mi răspundeți Ce bine, cerți? dacă nu, nu. Da, Cum spun. câștigați? Câți bani câștig?
Nu pot să vă spun, îmi pare rău. Adică ce vă permiteți din banii pe care îi câștigați? V-ați făcut o casă, aveți o familie frumoasă, aveți, nu știu, o mașină, excursii, vacanțe, ce vă permiteți? Da, îmi permit tot ce spuneți dumneavoastră acolo, dar acum depinde și de mine cum organizez, că vă dați seama, fiecare om cheltuie diferit de alte persoane, depinde și cum cheltuie, cum trăiești, ce faci, dar în principiu tot ce ați spus dumneavoastră n-aș putea permite, da. Care e cel mai scump obiect pe care vi l-ați achiziționat? Cel mai scump obiect pe care mi l-am achiziționat? Probabil o casă pe care am avut-o în America și ulterior am vândut-o, sau niște ceasuri Rolex, sau... Nu știu, dar cred că asta vorbim de lucruri materiale, dar dacă ar fi să vorbim de lucruri care nu sunt materiale, probabil că cele mai scumpe lucruri pe care mi le-am considerat sunt profesia mea de avocat și procuror, pe care nu pot să le valorific în bani, și vă dați seama, cetățeniile pe care le-am trei cetățenii, sunt cetățean român, american, britanic, cetățeniile sunt, nu pot să le evaluez în bani, sunt mai multe lucruri. Da, e adevărat, dar v-ați fi permis toate lucrurile astea dacă erați în România? Depinde. Sunt, să știți, și în România avocați care câștigă destul de bine, sunt și procurori care sunt foarte bine plătiți și intră în niște cazuri mari. Acum depinde cum s-ar fi dus viața mea, cariera mea. Există posibilitatea să fi putut permite, da. Dacă aș fi continuat la o societate mare de avocatură, în România, în momentul de față, sunt și acolo niște case de avocatură destul de prestigioase, care lucrează cu clienți internaționali. De asemenea, sunt foarte multe companii internaționale, cum ar fi Clifford Chance, cum ar fi Ernst & Young, care au penetrat piața juridică din România, și posibil ca dacă aș fi lucrat la aceste companii și eram serios, poate aveam un salariu bun și acolo. Da, există posibilitatea, dar nu pot să-mi dau seama, că vă dați seama, nu știu cum ar fi decurs traseul meu profesional. Cu siguranță sunt oameni care, dacă sunt muncitori, sunt perseverenți, sunt serioși, și în România câștigă destul de bine și trăiesc foarte, foarte bine și acolo. Am văzut că ați avut un caz celebru și aș vrea să-l discutăm un pic, mai ales în România, în ultima lună de zile, s-a tot discutat despre o lege controversată, da, care permite statului să ia copiii din familiile defavorizate. Adică dacă ești sărac lipit pământului, nu ai nicio sursă de venit, o perioadă din viață, să spunem, da? Ești șomer, te-a dat afară, s-a închis compania, nu ai bani, deci ești într-o situație din asta. Statul îți poate lua copiii. La fel, dacă nu ai condițiile materiale corespunzătoare, nu știu cum percepeți dumneavoastră România, sau ce impresie v-a făcut România când ați plecat, dar aici la țară, în unele state mai sărace, sunt oameni care dorm câte 500 persoane într-o singură cameră, că nu sunt o familie fericită. Am văzut că ați avut un caz în Anglia în care ați recuperat un copil luat de statul englez, pentru că profesorul văzuse că o vânătaie la ochi. Statul a luat copilul din familia respectivă, o familie de români. Dumneavoastră v-ați luptat și ați reușit să aduceți copilul înapoi în familia respectivă. Și vreau să vă întreb cât de greu a fost acest proces și cum vi se pare legea asta, dacă ați citit despre ea. Ea s-a numit PLX 145. Acum este lege deja, legea privind separarea copilului de familie. Are și un titlu pompos. Și este trimisă la promulgare președintelui Iohannis. Da. Într-adevăr, așa este. Am avut de-a face cu astfel de cazuri. Între cele mai importante și de succes a fost cazul pe care l-ați menționat dumneavoastră. A avut loc undeva în toamna lui 2016, finalizat în primăvara lui 2017 cu succes. E vorba de o familie pe nume Kirință și acolo cazul a fost foarte, foarte mediatizat. Practic, am avut foarte mare noroc, pentru că familia respectivă m-a abordat la începutul procedurilor judiciare și am avut posibilitatea să construim un caz foarte puternic împotriva serviciilor sociale, ceea ce ne-a dat șansa să câștigăm. Dar am avut pe parcursul anilor mai multe cazuri de aceeași notorietate, pot spune chiar mai importante, care nu au fost mediatizate. Am reușit să recuperez mult mai mulți copii de la serviciile britanice. În ultimii ani, cred că peste 5 familii pe care le-am ajutat. Și legea, într-adevăr, despre care menționați dumneavoastră, are și puncte pozitive și puncte negative. Punctele pozitive sunt că protejează, într-adevăr, copiii și încearcă să... Sunt anumite familii în care, într-adevăr, sunt probleme și, automat, această lege este necesară pentru a-i proteja.
Dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că de multe ori se face și neglijență din partea serviciilor sociale. Și atunci, dacă nu ai un avocat bun care să speculeze legea și să încerce să ajute familia respectivă, copiii pot fi luați pe nedrept. Și de cele mai multe ori se dau spre adopție unor familii străine. Aici vreau să și ajung, pentru că legea permite abuzuri și permite abuzuri din partea funcționarilor statului. Adică sunt celebre deja cazurile din Finlanda, din Suedia. Da, da, corect. Acea protecție a copilului care face multe abuzuri, dar iată că și în alte țări ale lumii este așa. Și vreau să vă întreb, cum e în Anglia? Cine plătește? Dacă funcționarul public a greșit și ia un copil dintr-o familie, fără să judece foarte bine cazul, fără să constate situația respectivă, plătește funcționarul din buzunar, plătește serviciul social? Cum se... Nu plătește, pentru că legea îi protejează. Deci, practic, legea le dă lor putere și autoritate să ia copiii și să-i protejeze, să deschidă un caz în instanță împotriva familiei. În mod normal, nu se fac niște abuzuri așa pe față. Totul se face cât se poate ca la carte, în conformitate cu procedurile, și atunci este greu să vi se dea în judecată serviciile sociale, pentru că ei pur și simplu își fac treaba. Este datoria ta ca avocat în instanță să convingi judecătorul că familia respectivă nu a comis nicio neglijență, niciun abuz asupra copilului și să câștigi. Dar în momentul în care câștigi, nu am văzut până în prezent familii care să se întoarcă împotriva serviciilor sociale, să dea în judecată, să obțină despăgubiri, așa ceva nu s-a întâmplat. Pentru că ei au putere prin lege să deschidă aceste proceduri și să ia copiii. Deci, o familie Chiriță, dacă e cazul cel mai mediatizat. Deci un copilul familiei Chiriță merge la școală într-o zi cu o vânătaie la ochi. Profesorul respectiv anunță serviciile sociale, serviciul social vine și ia copilul. Cum ați convins dumneavoastră instanța? Ce le-ați spus? Cu ce acte ați venit? Păi, bineînțeles, o evaluare, o expertiză. Da. Da, bineînțeles. Deci, în primul rând, trebuie pornit de la rădăcini, de unde s-a dezvoltat acest caz. Copilul respectiv era campion la kickboxing la nivel european și el se antrena acasă cu tatălui. Într-una din seri, când făcea antrenament, din întâmplare, din greșeală, s-a lovit și ulterior, a doua zi, a prezentat o vânătaie undeva în jurul nasului sau buzei, ceva de genul. Iar la școală profesorul a văzut copilul fiind foarte mic, n-a știut cu exactitate să explice și nu a conștientizat impactul răspunsului său. A spus că l-a lovit tata și vă dați seama că profesorul atunci au sesizat instant serviciile sociale, care au venit și au luat copilul direct de la școală. Părinții nici nu mai l-au găsit la școală. Cum am construit noi cazul? Da, bineînțeles, am adus toate probele necesare prin a demonstra că a fost vorba doar de un simplu accident, n-a fost vorba de un abuz, n-a fost vorba de o violență domestică, n-a fost vorba de o bătaie adresată, atribuită copilului din partea părinților. A fost vorba cât se poate de simplu de un accident, a trebuit să-i convingem, au fost și, bineînțeles, expertize de specialitate făcute în acest caz care să demonstreze. Și într-un final, în urma probelor administrate în instanță, am reușit să convingem judecătorul că este vorba doar de un simplu accident și nu a fost nimic intenționat. Este o familie care nu are un istoric, nu avea un istoric de abuzuri, părinții nu consumau alcool, erau niște oameni credincioși, o familie super muncitoare și serioasă. Este aproape imposibil ca ei să comită un abuz împotriva copilului. Și, bineînțeles, instanța a dat crezare probelor administrate și... A fost expertiză psihologică, judiciară? Deci, vă dați seama că sunt vreo 7 ani de atunci, nu pot să-mi dau seama cu exactitate în detaliu, dar știu că s-au făcut expertize de specialitate în momentul respectiv, au fost aduse de la doctori și au fost administrate toate probele în vigoare, dar așa ca să vă spun în detaliu, nici nu mai am acces la dosarul respectiv, că după o perioadă de timp, după câțiva ani de zile, îl scot din calculator. Dar din câte mă amintesc, da, într-adevăr, au fost expertize făcute. Trecând de la cazul ăsta, la ce se întâmplă acum în România. În România avem o lege care protejează copilul, cred că ați prins-o și dumneavoastră, cred că erați încă în țară, legea 272. Dar această lege vine în completarea ei cumva și se înființează o nouă instituție, Observatorul Copilului. Funcționarii de acolo vor fi puși să monitorizeze copiii din familii sărace.
sau copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate și să raporteze orice caz mai special. Acum vă întreb, dacă vine funcționarul social și ajunge într-un sat de amărâți din România, unde dorm săraci în două camere 10 persoane, da? Da. Și unde mănâncă o ciorbă cu pâine, ca atât au. Da. Copiii pot fi extrași din acea familie? Normal, n-ar trebui să fie extrași, pentru că vă dați seama, societatea din România este diferită de societatea din Marea Britanie. Ei trebuie să aplice sistemul de acolo, să aplice viața de acolo. Adică ei știu că este ceva normal pentru o familie să trăiască într-o casă cu mulți copii și să n-aibă bani. Este o normalitate. În Anglia, în schimb, dacă s-a întâmplat așa ceva, nu mai este o normalitate. Este ceva anormal și automat se sesizează. Dar în România, unde este o regulă, să zic așa, nu cred că ar trebui să... serviciile sociale se intervine și se ia copiii, decât dacă, vă dați seama, sunt niște abuzuri sau au întâmplat niște ilegalități, dar altfel nu ar fi normal să ia copilul doar pentru că familia nu își permite să ofere un trai decent copilor. Nu este vina lor. Nu cred că ar avea dreptul serviciile sociale din România să ia copiii doar pentru simplu fapt că familia nu își permite să îi hrănească. Nu mi se pare normal. Nu vi se pare normal? Da, nu știu cum este în Anglia, dar deocamdată bine, în România nu există suficiente centre din acestea de plasament, iar asistenții maternali sunt și prost plătiți, mai fac și abuzuri. Deci e o problemă, însă oamenii s-au speriat, inclusiv dacă nu, de exemplu, n-ai toată schema de vaccinare, poate veni cineva să intervină, sau dacă părinții sunt plecați o perioadă mai lungă în străinătate, la fel se poate interveni. Ceea ce, mă rog, dă naștere unor suspiciuni. Mai e o chestiune pe care vreau să o discut cu dumneavoastră. E tot un proiect de lege care le permite unor societăți de executare, deci unor executori judecătorești cu sediu în toată Europa, deci în orice țară din Uniunea Europeană, să execute rău platnicii din România. Adică dacă o persoană nu și-a plătit facturile, poate intra facturile fiind de executorii. Deci nu te mai dă în judecată respectiva firmă de gaz, de curent, de apă și așa mai departe. Factura este executorie. Deci se pune în aplicare imediat. Iar societatea din străinătate, care reprezintă o firmă de executori judecătorești, poate interveni să-ți ia casa, să-ți ia mașina, să-ți ia bunurile în schimbul acelei... Fără să te dea în judecată că este executorie, asta vă zic. N-am auzit așa ceva. N-ați auzit așa ceva? N-ați auzit de fapt executorii? N-am auzit așa ceva niciodată, nu. La noi, nici în Anglia, nici în America. Factura la gaze în România este executorie. E normal așa ceva? N-am mai auzit, îmi pare. Adică scrie pe aia executorie, nu plătești? Da, am înțeles, dar nu e normal. N-am auzit. Nu e ceva. Normal, poate nu? În China, poate în Corea de Nord. Nu, e aici. Da. Ce alte cazuri ați mai avut interesante de care vreți să discutăm? Interesante? Vă dați seama că nu pot să intru în detalii foarte mult despre mai multe cazuri interesante, pentru că unele sunt confidențiale, de cele mai multe ori majoritatea clienților nu își dau acord să vorbesc despre el, dar ar fi cazuri. Am avut și cazuri de drept penal, vă dați seama, atât în calitate de procuror cât și de avocat în Marea Britanie, cazuri de dreptul familiei au fost, dar nu pot să intru foarte mult în detalii, sincer, că sunt confidențiale, mai ales acelea penale. Da, sunt mai. Ce spun românii din Londra? Vă recunosc românii din Anglia? Vă recunosc? Vă cunosc? Da, mai mulți, da, mare majoritate. Dar acum, în ultima perioadă de timp, au apărut valuri noi de români, care mulți dintre ei nu mă știu, pentru că au venit recent. Dar cei din generațiile mai vechi, da, mă știu, sunt destul de cunoscut aici în comunitatea de români. Ies la întâlniri foarte des cu membrii comunității, membrii din diasporă, la evenimente culturale organizate de Ambasada României, de Institutul Cultural Român, de asemenea evenimente private, mă văd cu tot felul de români de vază de aici, din Marea Britanie, oameni de afaceri, diplomați, politicieni, doctori, avocați, mai sunt și alți avocați care mai mă văd. Da, deci avem un grup, ne cunoaștem, în principiu sunt destul de popular, sunt destul de cunoscut aici în Londra și în Marea Britanie. Apelează la serviciile dumneavoastră românii din Anglia? Da, destul de mult. Deci aveți mai mulți clienți români? La început, acum nu. Acum am o paletă foarte diversificată de clienți. Am clienți, în ultima perioadă, cel puțin sincer, am avut foarte mulți clienți din sud-estul Asiei, respectiv India, Bangladesh, Pakistan, Arabia Saudită,
Emiratele Arabe Unite. Am avut foarte mulți musulmani clienți care chiar sunt foarte mulțumiți de serviciile mele și plătesc destul de bine. Am și români, deci în momentul ăsta am o paletă foarte diversificată de clienți. La începuturile mele, la începutul carierei, aveam mai mult român, dar acum s-au diversificat. Și câte ore pe zi lucrați? Practic, munca mea este un stil de viață. Eu lucrez și când stau în pat, pentru că mă gândesc la tot felul de cazuri. Deci nu pot să spun așa exact, că nu am un program anume, nu lucrez la servicii. Eu lucrez și când stau la un ceai, vorbesc cu clientul și poate îmi pune o întrebare despre ceva anume și lucrez. Deci munca mea a devenit un stil de viață, pur și simplu. E ca și cum mergi la sală, ca și cum faci altceva obișnuit. Deci pot să spun că lucrez atâta timp cât sunt treaz. Creierul meu gândește, am o muncă intelectuală și creierul meu gândește mare majoritatea timpului. Vă gândiți să intrați și în politică? Am fost întrebat, da, această întrebare. În principiu, în acest moment, nu m-ar interesa, dar încerc de asemenea să ajut sau să sfătuiesc sau să inspir, să zic așa, anumiți politicieni din România, însă nu eu personal în acest moment. Urmează poate în viitor eventual. Dar ce sfaturi le dați politicienilor din România? Ce sfaturi le dau politicienilor din România? Da. Bineînțeles să fie dedicați meseriei lor, să fie serioși, să fie profesioniști și să se dedice cel mai mult poporului român, să muncească pentru noi, pentru poporul român, pentru interesele noastre naționale. Asta este și mai important. E cam complicat asta și o să vă spun și de ce. Chiar zilele astea se discută despre un cadou pe care politicienii români îl fac companiei OMV, căreia urmează să-i fie prelungită durata de ședere aici și să fie scutit de taxe pentru încă 15 ani pentru lucrările din Marea Neagră, pentru ceea ce îi forează acolo. Da, asta că v-am pierdut, mai vă văd în imagine. Am înțeles, dați-mi o secundă pentru că... Da, cred că v-a sunat cineva. Da, mi-a intrat ceva pe ecran. Ia stai să vedem. Gata, da. Am revenit. Așa. Deci... Ziceți, vorbeam despre OMV. Da, cu guvernul român, României, se pregătește să mai facă un cadou acestei companii. Ați auzit de OMV, da? OMV Petrom. Da, bineînțeles, da. Deci guvernul vrea să extindă cu 15 ani acordul de concesiune. Asta înseamnă că îi lasă să facă ce vor ei, să foreze în Marea Neagră, să scoată petrol, să facă ce doresc ei și în același timp îi și scutesc de taxe. Deci OMV are o datorie de vreun miliard către statul român pe care nici nu o vor mai plăti. Cum vi se pare asta? Vreau să spun că nu mi se pare normal. Dacă mă întrebați așa scurt, dacă mă întrebați să dezvolt subiectul, atunci e vorba de interese la nivel de politicieni, probabil, care nu lucrează în interesul statului. Tocmai de aceea sperăm foarte mult și ne punem toată încrederea în viitorul nostru prim-ministru, domnul Marcel Ciolacu, care sperăm să facă o treabă bună în interesele naționale și să redreseze această situație în care ne aflăm în prezent. Dar v-am zis, nu este normal ce se întâmplă, pentru că nu beneficiază statul român, poporul român, beneficiază poate niște persoane private, dar nu cetățeanul. Da, președintele Iohannis, iată, promulgă suprataxa OMV, care scutește petroliștii de plata unor taxe, taxa de solidaritate, de exemplu, da? Le face o grămadă de facilități, domnul Iohannis. Păi da? Normal, dacă e german. Ar fi mai bine să avem președinte român? 100%. Vedeți pe vreunul din actualii candidați, cei care și-au anunțat candidatura, vedeți să ajungă? Pe cine vedeți dumneavoastră la președinția României? Pe cine văd eu la președinția României acum, în pe termen scurt sau pe termen lung? Acum, pe termen scurt. În 2024, la anul, când vor fi alegeri. În 2024... Sincer să fiu, dacă aș fi putut, aș fi candidat eu, dar pentru că nu pot, l-aș recomanda pe domnul
Marcel Ciolacu. Îl vedeți pe domnul Ciolacu, președinte? Păi l-aș vede, dar bineînțeles că e de lucru până a implementa toate legile care trebuie implementate, că nici dânsul nu poate de unul singur să ia decizii. Vă dați seama că sunt foarte multe interese acolo, sunt foarte mulți oameni în spate care trag tot felul de pârghii și dacă ar avea libertatea necesară să ia deciziile corecte și să implementeze legile așa cum trebuie ele implementate, ar putea să facă o treabă foarte bună. La care legi vă referiți mai exact? La ce lege ar trebui să implementeze domnul Ciolacu ca să ne fie și nouă mai bine? Că știți că în România oamenii o duc greu. Da, nu toți. Sunt oameni care o duc bine în România. Sunt și oameni care o duc bine. Vorbim de populație care o duce greu. Da. Ar trebui să fie niște legi care să fie puțin mai favorabile cetățeanului decât să fie favorabile străinilor care vin și fac investiții. Dar să nu gândim negativ cu privire la străini, pentru că, apropo de acest subiect, vreau să spun că sunt și companii în străinătate care favorizează statul român, care ajută, care vin, investesc, generează locuri de muncă, generează taxe și una dintre aceste companii care urmează să intre în curând pe piața din România este vorba de o companie din Marea Britanie foarte puternică, pe nume Synergy Quantum, la care eu voi fi, să zic așa, colaborator, voi fi implicat în mod direct alături de câțiva parteneri de afaceri de aici din Marea Britanie. Nu pot să dau numele la toți, pentru că unele sunt niște persoane private, dar această companie Synergy Quantum urmează să intre pe piața din România cu proiecte majore în domeniul inteligenței artificiale, în domeniul blockchain, în domeniul IT. Și această companie urmează să genereze peste 50.000 de locuri de muncă, vor stabili câteva puncte de lucru importante în orașe precum București, Brașov, Baia Mare, Onești, Timișoara și Buzău. Deci haideți să nu gândim negativ tot timpul când vine vorba de companii străine, pentru că sunt foarte multe companii care într-adevăr ajută statul român și după Revoluție am avut companii americane, am avut companii puternice care și din Europa au ajutat. Deci e vorba de cum se gestionează această relație. Exact. Este foarte simplu. Dacă relația este gestionată într-un mod cât se poate de echitabil, să beneficieze, bineînțeles, și investitorul străin, dar și statul român și cetățeanul, atunci este bine, nu trebuie să gândim negativ. Dar dacă această relație nu este gestionată bine și este doar în favoarea investitorului, iar cetățeanul nu beneficiază, atunci vă dați seama că nu este bine. Cele mai multe țări din lume, din zonele dezvoltate, cum precum ar fi Japonia, Statele Unite, Hong Kong, Canada, Marea Britanie, au relații de parteneriat cu companii internaționale, dar ei gestionează afacerile în așa fel încât să beneficieze și cetățeanul din țara respectivă. Și asta trebuie să facem noi în România, asta trebuie să facă viitorul președinte, indiferent de cine ar fi acesta, trebuie să gestioneze afacerile internaționale, relațiile diplomatice cu alte state, în așa fel încât să beneficieze cetățeanul, nu doar pe investitorul străin sau pe politicianul străin care are un interes în țara noastră. Da, vreau să vă mai întreb un lucru, pentru că mie mi se pare totuși curios. Aveți o dublă calificare, și procuror și avocat. Vreau să vă întreb dacă aceste două meserii nu intră câteodată în contondență una cu cealaltă. Adică procurorul cere condamnarea unui vinovat, unui inculpat, și avocatul apără. Nu? Cum vine asta? Nu intră, nu. Păi tocmai asta este vorba de compatibilitate. În România nu se poate, dar în Anglia se poate, pentru că, în primul rând, nu intri în același caz. Adică, de exemplu, ești procuror într-o anumită instanță, într-o anumită zi, într-un anumit caz, ești avocat într-o altă zi, într-o altă instanță, într-un alt caz. Deci nu are nicio legătură una cu alta. De unde câștigați mai bine? Din meseria de procuror sau din cea de avocat? Avocat. Ca avocat. Da, pentru că la procuror ai un salariu fix și muncești mult mai mult, nici nu ai libertatea necesară, trebuie să urmezi niște reguli mai stricte. În schimb, ca avocat ai o libertate mai mare, atât din punct de vedere al timpului, cât și financiar. Poți să-ți negociezi onorariile, poți să lucrezi, să organizezi tu timpul și automat. Dar meseria de procuror este foarte importantă pentru că de acolo înveți. De acolo e foarte multă experiență pe care ulterior poți să o aplici în profesia de avocat. Deci înveți niște strategii, înveți niște tehnici.
din procuratură, pe care ulterior le aplici ca în profesia de avocat și te ajută. Știi niște secrete, înveți niște secrete, înveți niște tehnici de gândire. Niște secrete. Bun, acum vreau să vă întreb, nu știu cât de implicat mai sunteți și cât de bine cunoașteți justiția românească, însă mai multe persoane, milionari, dar și persoane care au avut funcții publice, fiind condamnate la ani de închisoare aici în România pentru furt, pentru corupție și așa mai departe, au găsit o portiță legală și au plecat în alte țări. În Italia, de exemplu, sau în Marea Britanie. În Italia sau avem în Indonezia. Da, sau în Indonezia. În Italia avem cel mai mare număr de condamnați, care stau bine mersi, unii dintre ei cu brățară la picior chiar. Efectuează acolo diverse muncii, s-au relocat acolo, au investit, se numesc investitori, pentru că au investit și au deschis afaceri în statul italian. Iar Italia refuză să îi extradeze pe motiv că închisorile din România nu sunt sigure, că sistemul de penitenciare din România este la pământ, că acolo se întâmplă multe abuzuri. Așa cum știți, România este în infringement la acest capitol și vreau să vă întreb dacă este o justificare bună a statului italian sau cumva statul român este depășit de aceste chichițe judecătorești, să le spunem, da? Și nu le face față, adică permite cumva, le dă o ușiță acestor oameni controversați din toate punctele de vedere să-și scape pielea. Care e părerea ta? Deci părerea mea este că ceea ce se întâmplă din punct de vedere procedural este cât se poate de corect. Statul român face ceea ce trebuie să facă, urmează procedura corectă și de asemenea statele din străinătate, fie că e vorba de Italia, Marea Britanie, Indonezia, Costa Rica, unde se află fiecare cetățean român care este căutat, de asemenea tot așa, acele state urmează procedurile legale corecte. Nu mi se pare nimic în neregulă și eu am avut și am și în continuare chiar și în prezent am câteva cazuri aici în Marea Britanie pe care dumneavoastră ați dat ca și exemplu, cazuri de notorietate, nu vreau să le popularizez sau să le nominalizez acum, dar am cazuri de care mă ocup în acest moment. Este o procedură standard care se aplică atât în România cât și în Marea Britanie, în cazul meu de față pentru că aici profesez. Nu văd nimic în neregulă. Persoana căutată, inculpatul, își administrează probele, la fel ca în România, într-o instanță. Statul britanic ascultă inculpatul respectiv, îi dă dreptul să aibă un proces echitabil, se judecă, se administrează probele. Deci totul este cât se poate de corect, nu este nimic în regulă. Dacă avem un caz bun, câștigăm, bineînțeles. Deci nu văd nimic în regulă. Mi se pare că totul este mai bine de corect. Ca statul român să recupereze prejudiciu, că până la urmă oamenii ăștia, unii dintre ei, unii dintre ei nu toți dau, dar niște tunuri în statul român. Da, bani care nu mai pot fi recuperați. Nu ar fi mai bine să se încerce întâi recuperarea prejudiciului, că pe mine ca cetățean nu mă încălzește cu nimic, că respectivul stă după gratii. Da, vă dați seama că ar fi de dorit. Vă dați seama că ar fi de dorit ca să se recupereze din prejudiciu, dar cel mai multe ori nu pot să recuperez prejudiciu, că banii au fost risipiți sau pierdut urma banilor de cel mai multe ori și atunci nu ai cum să recuperezi prejudiciu. Depinde, fiecare caz este diferit. Vă dați seama că acum ne vorbim la modul general, dacă ar fi să vorbim la modul particular, să luăm așa pe individual fiecare caz în parte, toate sunt diferite. Unii au făcut prejudicii financiare, alții au făcut prejudicii de altă natură. Deci noi vorbim la modul general. Dacă vorbim de cazuri cu prejudicii financiare, este, vă dați seama, recomandat să se recupereze, dacă se poate recupera, și banii respectiv să fie investiți în România, în locul unde este necesară investiția respectivă. Dezvoltarea infrastructurii, creare de locuri de muncă, spitale, școli, tot ceea ce este necesar acolo în țară. Așa ar fi cel mai indicat ca să fie corect. Da, sunt multe chestiuni aici în discuție, dar n-aș vrea acum să intrăm în toate amănuntele. Da, să știți că lumea păcată aici vă critică pentru că îl propuneți pe domnul Ciolacu președinte, dumneavoastră mă așteptam. Cu
Un om cu atâta școală, iată ce scrie aici, domnul Ciolacu nu prea le are cu școala. Păi nu, știți ce se întâmplă? Știți ce se întâmplă? Eu m-aș fi propus pe mine, dar nu am cum să ajung, că sunt foarte ocupat și de asta m-aș fi propus pe mine. Vă dați seama, aș fi venit acolo, aș fi făcut niște schimbări de anvergură, aș fi dezvoltat. Da, uite, dacă ar fi să candidați dumneavoastră, da, care ar fi primul lucru pe care l-ați face, dacă ați fi președinte sau prim-ministru? V-aș pune pe dumneavoastră consilier. În afară de asta, am înțeles. Prima măsură pe care aș lua-o. Prima măsură pe care aș lua-o? Da. E, ar fi mai multe. În primul rând, nu poți să iei așa oricum decizii la acel nivel de unul singur. Întotdeauna va trebui să ții cont și de părerile altora, să ții cont de consilieri, de ceea ce se întâmplă, că nu trăim într-o țară comunistă unde este dictatură și unde președintele cam face ce vrea el. Nu pot să iau chiar așa de capul meu decizii. Va trebui să mă asigur că deciziile sunt în conformitate cu interesele naționale, în primul rând, cel mai important. Asta este. Deci, probabil că voi avea o listă de priorități, voi încerca să protejez interesele naționale cât mai mult, voi încerca să pun România din nou pe harta mondială din punct de vedere financiar, din punct de vedere politic, voi încerca să transform România într-un stat cheie, să nu mai fim, să nu mai neapărat primim ordine de la străini, ci să mai dăm și noi ordine, pentru că avem puterea și capacitatea necesară de a ne impune, mai ales în zona de est a României, platforma Mării Negre, unde sunt acolo niște interese foarte, foarte importante la nivel global, din punct de vedere economic, militar și politic. Deci sunt multe interese și sunt oameni importanți cu care putem să lucrăm atât din România cât și din străinătate, oameni inteligenți. Problema este că nu prea avem cooperare la nivel politic în România. Deci coaliția este foarte puternică și atunci când cineva vine care are intenții bune, este sabotat de cei din coaliție, nu îi se permite să-și pună în aplicare planurile de cele mai multe ori. Dar aș avea în principiu România la inimă, aș avea interesele naționale în primul rând pe foaie și m-aș asigura că țara noastră nu va mai fi o țară de mâna a doua, va deveni o țară importantă atât la nivel european cât și la nivel internațional. Voi încerca să dezvolt relații de colaborare nu numai cu statele din Europa de vest, Marea Britanie, America, cum este în prezent, aș încerca să dezvolt relații de colaborare și cu state din alte zone, cum ar fi America de Sud, cum ar fi Asia. M-aș uita să găsesc investitori din Africa care au potențial, m-aș expanda, m-aș deschide area de activitate. Dar v-am zis, este puțin cam complicat pentru că țara noastră în acest moment nu are libertatea necesară să ia aceste decizii. Deci am înțeles, sunteți un patriot, vă iubiți țara de origine. O să reveniți în România cu familia sau rămâneți acolo în Anglia? Eu momentan sunt internațional, călătoresc foarte mult, așa cum v-am spus, am trei cetățenii, sunt român, britanic și american. Dar dacă se ivește oportunitatea să vină în România, dacă sunt chemat, solicitat, sunt dorit acolo și oportunitatea respectivă se dovedește a fi una, să zic așa, fructoasă, nu aș putea să refuz, aș veni cu mare plăcere. Dar v-am zis, trebuie să fie o oportunitate, o invitație, o ofertă, ceva, o propunere care să mi se pare de interes. Da. Vom trăi și vom vedea. Vreau să vă întreb o ultimă chestiune. Cum vedeți alegerile? Că vor fi alegeri și în România, dar și în America. Se cam schimbă harta lumii. Adică cum vedeți războiul globalist versus suveraniști? Cine o să câștige? Da, este o întrebare foarte bună, într-adevăr. În acest moment se decide, să zic așa, soarta lumii, se scrie istorie la nivel mondial. Acum vă dați seama, eu sunt, din punct de vedere al politicii americane, sunt republican, îl susțin pe domnul președinte Donald Trump, care sper să câștige alegerile din 2024, este un personaj care ar putea să încheie războiul din Ucraina, un personaj care ar putea să readucă stabilitatea și pacea la nivel global și să creeze un mediu mai propice pentru toată lumea. Nu am nimic împotriva actualului președinte, dar în același timp nu pot să spun că îl susțin.
Dacă ție să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, cine va câștiga războiul dintre globaliști și naționaliști, părerile sunt împărțite. În momentul de față nu pot face un prognostic. Îmi doresc din toată inima să câștige naționaliștii, respectiv în Statele Unite, domnul Trump. Acolo este, ca să zic așa, inima mea este pe cine favorizez eu. Da. Vom trăi și vom vedea, domnule Alexandru. Eu sper să ne mai auzim până atunci, să mai stăm de vorbă. Succes în activitatea profesională și felicitări, da, că iată, sunteți unul din puținii români care face cinste României și vă felicit pentru asta. Că de regulă știți, da, care e imaginea noastră în străinătate, da? Și nu s-a estompat cu nimic până acum de purător de portofele și muncător de lebede, da? Că... E, nu mai s-a... Vă dați seama că acolo noastră în România poate n-aveți așa la toate informațiile care le avem noi aici, dar nu e chiar așa, s-au mai dezvoltat și românii, atât în Marea Britanie cât și în alte țări, nu mai e cum era, deja am accesat... S-a mai schimbat situația, s-a mai spălat imaginea. În momentul de față, românii care trăiesc în Marea Britanie deja sunt foarte prosperi. Marea majoritate deja au luat cetățenii britanici, au afaceri de succes, sunt oameni integrați. Nu mai e cum era pe vremuri, neapărat cu imaginea aceea de lebede și furat. S-a cam, a mai trecut, dar numai că nu se prezintă, nu este mediatizată această imagine. Însă mai au evoluat și românii. Sunt oameni. Eu mi-aș dori să cunosc români de succes din străinătate, așadar... Cei care se uită și care cunosc asemenea personalități sunt rugați să-mi scrie aici pe ea. O să vă fac eu o introducere în grupurile noastre de prieteni. Am acces la foarte mulți oameni de elită, precum oameni de afaceri, pictori. Recent am avut oportunitatea și plăcerea să colaborez cu o pictoriță româncă stabilită în Marea Britanie pe nume Doina Moss, o doamnă foarte de succes care poate o invita și dumneavoastră la emisiune să vă prezinte mai mult despre cariera dânsei. Deci sunt români aici în Marea Britanie care fac cinste și noi putem să mai discutăm. Sunt lucruri pe care nu, cum să vă spun, am oarecare reținere, nu pot să le fac publice așa, mai ales despre politică, despre că nu știu exact acolo în România cine vede ce vede și încerc și eu oarecum să fiu acoperit, dar putem să mai discutăm ușor, ușor, eventual vă dezvolt mai multe lucruri din culisele internaționale. Da. Bine, vă mulțumesc pentru acest interviu. Ținem legătura și mult succes. Încă o dată, da, salutări românilor din Anglia, pentru că noi avem ziarul Cetățeanul, are și o parte Cetățeanul UK care se ocupă tocmai de problemele, dar și de reușitele românilor din Marea Britanie. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și eu și vă felicit pentru emisiune și eforturile depuse pentru a readuce imaginea românilor la un nivel pozitiv. Mulțumesc frumos, o duminică plăcută tuturor, la revedere!